În 1920, exorcizarea Anne Eckland, posedată de demoni, se răspândise în Statele Unite. Ana a început să se comporte ciudat, se îmbolnăvea când intra într-o biserică și participa la acte sexuale intense. Mătușa Anei, pe nume Mina, era vrăjitoare și a avut și o aventură cu tatăl Anei. Ana a fost pusă în grija preotului Teofilus Reisinger, expert în exorcism. În timpul exorcizării, femeia urla ca o haită de fiare sălbatice, a plutit în în aer și a aterizat deasupra ușii. Pielea îi ardea dacă era stropită cu apă sfințită, îi se răsucea fața, îi se umflau enorm ochii și buzele. Vomita de 30 de ori pe zi, vorbea în limbile latină, ebraică, italiană și poloneză. Când părintele Reisinger a întrebat-o cine o posedă, i s-a răspuns că Belzebul, Iuda Iscarioteanul, tatăl Anei și mătușa Mina. În final, Ana a strigat lăudat fie Iisus Hristos și apoi demonii au eliberat-o.